găsit, dragi prieteni, sunteți la AS.ro Live. A prins echipa de aur a Craiovei, începuturile Craiovei Maxima. Este deținător de Cupa României, apoi s-a apucat de arbitraj, a jucat și în cupele europene. După s-a apucat de arbitraj, devenind, chiar dacă pare șablon, unul dintre cei mai respectați cavaleri ai fluierului, nu numai de la noi, ci și din străinătate. A, și să nu uit, este vicecampion european cu Naționala de Fotbal a jurnaliștilor sportivi. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, Ion Crăciunescu, bună dimineața! Bună dimineața! Uitați-mi de asta! Păi cum? Uitați-mi, vicecampion... Păi știi că și la arbitraj am fost vicecampion, dar mondial, că am fost pe locul 2. Deci n-aveți pe toate. Bine, n-aveți aur, nici la noi, nici la ăștia. N-am avut aur. Am avut într-un fel, pentru că am fost la Cupa Confederațiilor, care s-a jucat în Emiratele Arabe, și acolo a mers campioana fiecărui continent, cu președintele fiecărui continent. Și ați fost cu Lennart Johansson. Cu Johansson și cu Danemarca am fost, că ea câștigase în 92. Am fost în 95, s-a ținut competiția. Da, că toată lumea dă că în 92 și 92, Danemarca n-a fost. Nu. A ieșit 95. În 92 era și v-a dus în 95. Era Cupa Confederațiilor. Da. Așa îi spunea. Și au câștigat, a fost un 2-0 cu Argentina. Cu Argentina, da, pentru că altfel arbitra în finala acolo. Dar am vrut să spun că a reprezentat Europa. Doar dumneavoastră și cu Lennart Johansson. Da, și cu Danemarca. Și cu Danemarca. Danemarca i-a luat de pe plajă. Da, Danemarca a luat de pe plajă, da, de iarna, cu oana. Da, mulțumesc lui Dumnezeu că am avut noroc. Nu vă întreb de fotbal de aseară, vă întreb de flori. De flori și de grădină, de asta vă întreb. Și de șah. Și de table puteți să vă și de table. Eu știu casa din Pipera. Da. Ce s-a mai întâmplat de atunci? Cu grădina aia superbă. Da, domnul Crăciunescu e bolnav pe flori. Da, mie îmi plac foarte mult florile și pomii îmi plac, pentru că n-am în grădină decât flori. Dar casa aceea am vândut-o pentru că am divorțat. Și era prea mare pentru mine și mi-era urât să stau în ea. Și într-o casă, când ți-e urât să stai, e cel mai groaznic lucru. Când ieșeam în grădină, piscină, aveam de toate acolo. Era absolut superb. Era așa, nu știu, eu când văd florile sunt lucru care mă bucură cel mai mult și... Bine, în afară de nepoți. Sau de da. Asta, de și acum v-ați mutat la bloc, dar nebunia ați păstrat. M-am mutat la bloc de mult. Nu atunci, acum. Nu zic, după ce v-ați mutat la bloc, ați păstrat... Da, am păstrat nebunia între două blocuri. Am făcut o grădină foarte frumoasă, de trandafir cu mestecăn și cu tui. Între două blocuri în București. Adică între două blocuri în București am făcut eu și trebuie să recunosc că la momentul respectiv m-a ajutat primăria, pentru că gardul că a trebuit să nas gard, că nu, să nu-ți imaginezi că stau între două blocuri, strau trandafiri, fără să fie tăiați imediat sau să, fără să dispar. Nu, am făcut un gard de 2 metri și ceva, 2 metri jumate înălțime, am împrejmuit toată partea. Așa se poate. Păi numai așa, că altfel n-ai cum. Și este o grădină foarte frumoasă, toată lumea o admiră vara, care necesită foarte multă muncă. Vă și ajută vecinii? Da, mă ajută des de tot. Un singur vecin de când sunt acolo, unul singur, acum în primăvara asta, a ajutat la tăiatul trandafirilor și vreau să-i mulțumesc pe calea aceasta. În rest... Dacă vindem din vreun apartament, dacă se vinde din blocul acela, toată lumea scrie că vând apartament în bloc ori cu grădină, ori cu grădină de trandafiri. Adică, da, ceva superb. Da, ceva absolut superb și bine, mă bucură că ei se bucură, dar aș vrea să vină să participe și ei. Pentru că nu este ușor deloc. La un stropil, la un tăiat, la asta. Dar de unde pasiunea asta? Că știu că, mama scuze, avea... ați pornit cu niște îngrășământ și cu niște pământ de flori din Spa Francocham din Belgia. Deci nu este ceva, da, mă, să punem, a cărat de acolo, din Belgia. Da. Și era supărat domnul Crăciunescu că, mă, ăștia aici, unde era o stațiune baleoclimatică, bă, ăștia n-au un magazin de flori. Da, sunt de la mama am moștenit asta și îmi plac, sunt pasionat. Și tatăl meu era la fel. Tata 150 era... de trandafiri aveți cred acum acolo? Cred că cam atât nu i-am numărat, da? Trebuie un miros, cred că... Știi cum e, îmi floresc pe rând, nu floresc toți odată. Așa că
Ea e întreptă așa, de când începe, de când încep de primăvara până toamna târziu tot găsești câțiva trandafiri înfloriți. Foarte că și tăiați, îngrijiți. Păi dacă mă vezi cum sunt pe mâinic după tăiere și dacă știi câte perechi de pantaloni de training a stricat, pentru că, da, te agăți de mărăcinii aia de acolo. Și șahul? Șahul l-am lăsat mai deoparte. Am jucat foarte mult pe telefon șah și joc foarte mult pe telefon. Acum eu care sunt, vedeți, am și mari defecte pe electronică, am probleme mari. Eu când am făcut facultatea, era calculatorul cât un pian, da, era un avea... Felix 15A, era, da, îmi spunea. Da. Pe asta am făcut la mașini de calcul și plecând și fiica mea, care e fiul meu fiind mai departe, n-a avut cine să mă îndrume și a rămas în urmă așa și mi-a șters fără să vreau aplicația de șah. Aveați după aplicație de șah, da? Da, aveam o aplicație pe șah și abia aștept când se termină emisiunea, am un prieten care are un magazin așa de reparații electronice, să-mi pun aplicația. Nu spuneți că jucați online. Păi cum să nu, da? Păi cum să nu? Juc singur cu calculator. Păi avea calculatorul Elo 280, da? O singură dată am făcut o remiză cu el. Dar știi cât de bucuros am fost? Elo 280 avea? Păi enormă de mare maestru. De păi ce? Nu cel mai mare, cam cel mai înalt, da, nivele. La cel mai și înalt ați făcut nivele. O remiză cu calculatorul? Mamă, știi cum am fost? Parcă pluteam, pe cuvântul meu de onoare, parcă pluteam. Dar ce v-ați apucat de șah? Sau de unde și șahul? Șahul a fost cel mai bun antrenament pentru arbitraj, așa zic eu. Pentru arbitraj? Dincolo de, da, dincolo de pregătirea fizică, teoretică pe care trebuie să o ai, șahul jucam blitz la Vâlcea, pentru că acolo jucau un parc la Vâlcea, nu mai joacă acum, dar înainte era, fiecare seară erau. Și acolo mă duceam și jucam blitz cu, și nu mă interesa dacă... Nu conta cu cine. Nu conta cu cine și nu mă interesa dacă bat sau mănânc bătaie. Pentru mine era un antrenament. Să mut cât mai repede, să analizez cât mai repede, să mut cât mai repede. Și m-a ajutat mult în arbitraj asta. Ca să puteți faceți analogie cu deciziile, da, 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 luate, da, da, repede? Da, da, trebuie să judeci într-o anumită nu situație. Era VAR, nu era nimic, aveți două secunde. Nici VAR nu era. Da, așa, personalități marcante ale culturii și sportului românesc. Ați mai bătut la șah? Da, mai bătut. Am fost la turneul la organizat. Îi felicit pe de la Federația de Șah, pe cei de la Federație, pentru că fac turnee și de copii, fac turnee. Și ați fost la turnee la am ei? Am fost la Elisabeta Polihroniade și am câștigat turneul. Am avut noroc și l-am câștigat. Păi cum? Dar cel mai important lucru, uite că tot mi-a adus aminte, s-a vorbit odată despre sportul în școli și despre șah. Și mi s-a spus, domnule, s-a spus că una dintre marile probleme sunt scutirile cu care vin copiii la școală, scutirile la orele de educație fizică și sport. Și probabil că se lovesc de la aceeași lucru și alte țări. Și am înțeles că, nu știu, cred că în Ucraina sau în Rusia, nu țin bine minte, dar în spațiul ăla. I-au spus, domnule, copiii care nu pot să facă sport, nu pot să facă efort, la ora de sport, joacă șah. O oră de șah. Senzațional. Cred că ne-ar prinde bine. Bun, și am înțeles că nu poți să faci efort fizic. Da. Că ai probleme. Da, pentru că ai probleme. Da, sunt, da. Unii care sunt unii care le inventează, dar cei mai mulți au probleme adevărate, săraci. Da. Dar vrea să nu. Dar, domne, la ora aia, bun, nu poți să alergi. Dar poți să joci șah? Stai la masă și joci șah. Da, nu face efort. Și nu e bine și pentru el, pentru educația lui, ba decât, da, să stea deoparte. Da. Și sunt vreo 8 ani numai în școala generală, sau cât da, o fi la ei. Trebuie să duci, să ai de ăștia calificați cu șahul, să-i învețe, să duci și cărți, da, pe la școală. Da, nu-i pui așa tabla în față și... Mă rog, ar fi o sugestie și eu m-aș bucura să povestit cu domnul Giovanni, că aveți o... Da, cu jucați, da? Cu Giovanni era... Doamne, dacă nu erau distrații. Știu locația, cunosc locația. Cunosc locația, că ai lucrat acolo și tu, dar eu m-am simțit foarte bine cât am lucrat la el și el trecea prin fața biroului așa și zicea, când trecea, zicea, hai bă, pune-le. Se ducea, el citea puțin ziarele, eu aranjam piesele de șah și începeam să jucăm. Și la un moment dat, telefonul. Alo? Nu răspundea nimeni. Pe dumneavoastră vă suna. Da, pe mine. Iarăși telefonul. Alo? Alo, alo, alo.
Și nu am ochii de la tablă. Și câteodată mă întorceam la tablă și vedeam tura lui, o vedeam din nou pe tablă. Zice, bă, Giovanni, ești nebun? Păi ți-a luat tura asta, uite așa, așa, uite așa. Du-te, bă, nu mai spun eu expresie. Du-te, bă, încolo de aici. Nu e adevărat. Și mai era și se întâmpla să mai fie și câte un fotbalist de ăsta mare, de ăsta din Națională, mare de tot. Din care aveați încredere. Și spune, bă, mă încred, mi se ufla ochii în cap, știi, bă, ce fanii, bă, cum poți să faci așa ceva? Păi tu nu ți-am luat așa, du-te, bă, de aici, poate a fost ierba asta, bă, du-te, bă, ți-am luat piesa, bă, de... Și la un moment dat zicea, uite, bă, stai să-l întrebăm pe ăsta. Și-l întreba pe ăla din generația de aur. Ia zi, mă. Nu vreau să-i dau numele. Ia zi, mă. Și era, zice, te-ai uitat? Da. Și cum e? Ca tine, Giovanni. Și eu, când auzeam, știi cum, disperam așa, nu vrea să cred, bă, dar nu mai aveam replică, nu mai aveam nimic. Și într-un final zice Giovanni, bă, fraierule, când o să vezi și tu șmecheria vreodată, bă. Ci pe ăsta, dacă e fratele meu, eu dacă spun că e laptele negru, păi și eu spune că e tot negru, mă, zic. Ce ai vrea să țină cu tine? Că nu se vrea tu, mă, să vezi și tu. Doamne. Când te pui și tu la punct să vezi șmecherii. A, și cu table, și cu alt table cu el și... La table muta 6-2, dar el făcea 6-5 sau... Du-te, mă, că luam pulul de aici la bursă. Distracție mare, eu vreau să le mulțumesc din suflet, pentru că... Nu știu ce vorbește lumea despre ei sau ce spune, cu mine s-au comportat impecabil. Și casa, de am avut-o în Pipera, el mi-a dat terenul cadou, pentru că am lucrat la el și am fost loial și mă ocupam de copii. A zis, ia bă, de la mama 1000 de metri de teren și apucă-te și fă casă. Pe 1000 de metri de teren erau, ajunsese în perioada aia 400 de euro metru. Ia fă socotă. Cine face așa? Câți fac așa? Oh, rar. Eu rar am întâlnit oameni care să pot să facă asta. Repet, nu mă interesează de restul sau ce spun unii. Dar cu mine... Lumea vă știe de arbitru, dar până arbitru, până la arbitraj, ați fost fotbalist. Ha, da, am fost fotbalist până la arbitraj. Este adevărat, mi-a plăcut fotbalul de mic. De mic m-a dus tata la stadion și la... Deci asta ați vrut să faceți, n-a fost altă opțiune. N-a fost fotbalul, a fost pasiunea. M-am făcut și carte, dar... N-am performat la carte, am făcut o facultate pentru că trebuia să ai ceva. Nu, dar pe vremea spune, nu era ce cauză? N-aș spune, uite, de exemplu, recunosc că am învățat, nu că mi-a plăcut extraordinar să învăț, cum plăcea să mă duc la fotbal. Am învățat pentru că trebuia să fac o facultate și eram conștient de faptul că dacă nu înveți, n-ai cum să faci liceu sau facultate fără să înveți. N-ai cum. Dar n-am simțit niciodată să zic o plăcere, Doamne, am o plăcere să mă duc să învăț acum nebună. Mi-a venit să învăț acum. Dați-vă deoparte. Nu. Asta am simțit la fotbal. Eu plec să învăț. La fotbal am avut noroc că la Vâlcea am prins Cupa României. N-am jucat finala, am jucat semifinala cu CFR Cluj, unde am făcut ruptură cu smulgere de ligamente la Clezne. Am avut și ghinion. Și am plâns la finală când am jucat, dar, în fine, după finală, la poze, am fost cu echipa, cu Cupa României și, ulterior, am jucat și în Cupa UEFA și am avut privilegiu să călătoresc și eu cu avionul. Hai să spun una bună cu avionul. Am călătorit cu avionul și, la întoarcere... La Belfast, unde? La Belfast, la Glentora, Belfast, da, în Irlanda. Acolo ei s-au comportat cu noi extraordinar, extraordinar irlandezii. Ne-au și bătut, dar sau și au fost așa, ne compătimeau. Da? Efectiv, adică simțeați asta, se vedea? Da, se simțeam asta, dar ei așa de calzi au fost cu noi, că de obicei sunt mai reci, spune lumea, dar nu. Cu noi au fost extraordinari. Ne-au dus în magazia de echipament, a dat ghetele, toate ghetele, ei le-a pus, luați ce vreți, echipam pe bune, da? Da, da, da. Ne-am dus la discotecă, ne-au plătit ei tot, de unde dracu să avem noi bani de discotecă să... Și acolo am dat un călușar cadou unei domnișoare și a scos lanțul de aur de la gât cu cruciuliță și mi l-a pus mie la gât. Așa, o... Erau și fetele, erau, știi câte erau pe la hotel? Mamă, că zicem că numai la noi că vin străini, dar asta e peste tot. Era o curiozitate pentru ei să ne vadă, așa că, cum era și pentru noi curiozitate să ne ducem acolo, pentru că erau bancurile alea cu avionul. Da.
era gluma atunci, că era prima dată când călătoream, eu nu mă suisem în avion până atunci. Și mi-aduc aminte că la întoarcere ne-a dat o sticlă de cola dintre aceea de... Cum era sticla inițială? De 200 de grame sau 250? 250, da. Ciobu. Ciobu, cum mi se zice. Sticla de sticlă. Eu, când a venit să mi-o desfacă, nu, am spus nu, nu, nu. Și am luat-o și am pus-o în bagaj și am adus-o acasă. Ne-am așezat la masă, patru pahare, tata, mama, fratele și cu mine. În patru pahare, îți dai seama, din 250 de grame. Cât am pus? Ca atâtica la fiecare, da? Mai avea și cola. Spumă, mai avea și... A, păi, bine, a făcut spumă până, da, până sus, dar da, după... Și când a luat noi fiecare și am început să gustăm, wow, ce băutură, ce minunăție! Știi cât a luat? Cred că a luat din alea atâta, cred că a luat 10 guri. Era precum cafeaua era. Mamă, mamă, doamne, de unde să știi? Acum cine ne privește, nu înțelege. Nu pricepe. E imposibil să... Pe aia nu văzusem, nu vedeai decât în filme. Da. Sticla de cola și nici în toate filmele nu vedeai. Da, cum ai... Era ceva așa, de, pentru noi nu, pentru România a trecut ani mult până... Deci, Cupa României, meci de Cupa Europeană, da. Veniți, prindeți Craiova, începuturile Craiovei Maxima, pentru că ne-ați zis că ce jucători erau acolo... Da, erau, am mai spus-o și o repet, Boldici, Negrilă, Ungureanu, Ștefănescu, Balaci... Cârțu, Cămătaru, Pițurcă. Deci cu toți aceștia a jucat dumneavoastră. Da. Eram chiar capitan de echipă, dar nu pe valoare. Că s-a luat Pițurcă de mine, a fost la emisiune. Piții care, Piții, un talentat, să știi, Piții. Și la jocuri, pardon, și la jocuri talentat, Piții. Da. Adică, când era el, era mai mic decât mine, și când eram eu, eram capitan de echipă, că era mai mare ca an decât ei. Și și-a adus aminte și i-a zis... Nu, dar el fiind mai mic, îl luam cu vele așa și mai băgam la mijloc. Mai jucam câte un poker până la București. Dar i-a prins bine instructajul. Pentru că deci fost... dumneavoastră l-a stricat pe Victor Pițur. Nu este un stricat, Pițur că este... Eu aș vrea tot timpul să fie oamenii cum este el. Este, nu știu, cine îl cunoaște, zice... A, doamne... Pițurcă este chiar un caracter adevărat. Pițurcă, dacă vorbești cu el, ori e albă, ori e neagră, n-are culori intermediare. Da? N-are gri. Și dacă ești prietenul lui, nu te trădează niciodată. Dar niciodată frumos nu te trădează. Asta. Vai, nu te trădează și eu zic că îl duce și mintea foarte mult, pentru că și când era fotbalist, nu știu cum se întâmpla, putea să nu facă nimic într-un meci, dar unde venea o minge imposibilă, acolo era eu și o băga în poartă. Cu latul, cu ce era... El era, meseria lui era gol. Adică simțea atât de bine poarta, cum eu n-am văzut la niciun jucător. Da? Eu n-am văzut la niciun jucător. Piții... Păi stați așa, i-ați fost și colegi, după aia l-a și arbitrat. A, păi cum să nu-l arbitreze? Nu vă spunea nimic, măi... Păi ce să zic, nu, are mult bun și nici nu era o problemă pe teren cu Piții, că nu avea niciun fel de problemă. Erau alții care creau probleme. Piții a fost și avea, era respectos, așa... Era cum aici, băi, Crăciune, mi-a zis acum la televizor, zice, băi, Crăciune, zice, i-am spus lui Crăciunescu de o fază și așa, mi-a dat telefon, bă, la meciul Craiovei, ai zis că trebuia roșu la un jucător, am comentat-o. Zice, el m-a sunat și zice, bă, nu trebuia roșu, trebuia galben. El v-a zis asta. El Piții, da, zice, l-am contrazis, domne, cum să nu-l contrazic, dar pe ăsta, zice, e greu să-l contrazici. Că dacă îl contrazici pe el... Ce discuție sunt între noastră, da, și Pițurcă... Nu, dar Piții nu, Piții e scurt, Piții e civilizat. Dar eu căutam să-i explic, bă, uite de ce, uite așa. Băi, Crăciun, lasă-mă în pace, bă, cu teoriile tale. Lasă-mă în pace, n-a fost, bă, pentru mine, n-a fost și gata. Bă. Da. Deci da, vă sună pe... Nu, m-a sunat, da. Mai sună, eu mai vorbesc cu el, chiar respect foarte, foarte mult și... Cred că este unul dintre antrenorii excelenți, pentru că are o pedagogie așa aparte. El știe să se comporte cu orice tip de jucător și, în general, creează un climat foarte bun. M-a surprins că la Craiova nu a reușit, dar acolo n-a reușit din cauza lui, a reușit din alte cauze și nici nu vreau să mai întorc, că e problema. Deci, din echipa asta, capitan al echipei astea, dumneavoastră vă faceți arbitru. Da, din echipa asta, capitan, cu, să nu spun cu Cămătaru, când l-am luat pe Cămătaru, după la Strehaia, cu Neatiti Deliu, care... Și ce era Cămătaru atunci?
cât a lucrat omul ăla cu el, Titi Deliu. Titi Deliu a fost un fotbalist al Craiovei, da, 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 inginer agronom și n-a terminat agronomia oarecum. A fost printre primii la facultate. Și de unde îl știa pe Cămătaru sau cum auzise, auzise că de el că e un copil la Strehaia și ne-am dus amândoi. Eu că eram capitan, de ce m-o fi luat pe mine în atitudine? Hai să mergem la... Hai să mergem după el, să-i convingem pe părinți. Părinții care aveau o stare materială, pentru perioada aia, excepțională, nu bună.